Gata, let's go, I am live. Bun, hai că aștept să intrați mai mulți, ca să vedem ce pică la băiatul la giveaway. La un 3, la cel a trecut 12 ore. Ăsta 12 ore. Și după aia intru pe celălalt cont. O notificare, fug. Salut, salut băieți. Bun, hai să intre toată lumea și o să vreau să îi dau la băiatul de a câștigat alaltă ieri și cel care a câștigat ieri, mă rog, când au trecut 24 de ore. Live. Hai să dăm share aici pe Discord. Mamă, 500 de persoane on pe Discord. Lol. Gata, am dat și... Ok, challenger, tu o să trească să mai aștepți. Sau? Challenger, ce nume aveai, mă? Ah, că l-ați dat 1000 de nume. Da, nu știu, zici și tu cu aia ce nume aveai, dacă nu, în pula mea dau la altul, că mi-ai dat 500 de nume în pula mea. I'm in for real. Ok, deci, John Pascal. Da, el a câștigat. Ok, hai să dăm mystery gift. Aia mea ce pică. Ce mai prost schimb pe Leona posibil. Holy fuck. Bă, ai ghinionului. Eldarex. Te-am la prieteni? Te-am. Give gift. Mystery skin. Ok, mystery skin. Pog, SKT, T1, Lisin. Nice, i-a picat și Lisin. Gata, băi, ți-am dat oficial la toată lumea. Așa, am dat la toată lumea. Mystery, câte repuri mai am? 24.800, aia mai am. Bun, hai să intrăm. Denis, se resetează ranked-ul, Denis. Nu pot să cred că tu chiar ai stat să cauți. Se resetează ranked-ul, Denis, mai este o singură zi. For fuck's sake. Ok. Stați puțin aici. Trebuie să schimb, trebuie să dau o dată. Ah, bine, stai să mă loghez. Că după ce schimb regiunea, trebuie să adaug iar ăsta. Pula mea, cum zice. Așa, o să adaug iar clientul, pentru că nu mi se updatează. Ok, gata. Acum așa revenit. Bun, perfect. Tu intri în clubul tău de pe LOL, intră pe Discord și ceri acolo. Oricum o să mai fac încă un club și o să dau la toată lumea invite pe un stream foarte curând, cel mai probabil pe streamul de pe 10 când începe sezonul, nu știu sigur. Mi-am zis la facultate la chimie, bă, pula mea, pe Raiken. Te pup, frate, mersi că ai venit, dar dacă aveți altă treabă pentru mine și chestii, dați câte un like și e suficient, înțelegeți? Sorry, dar nu accept cereri pe contul ăsta, să te zici pe only, lasă cât un singur de asta. Aici. A primit nerf Casadin, fraților. O să fac video în seara asta cu el. O să fac video în seara asta cu el. Da, by the way, Denis, chestia aia sunt irelevante în presezon pentru că se fute tot sistemul, în caz nu știai. Adică cine era cu nu de fapt, poate să nu fie rank cu nu de fapt. E futut tot. Da, minus 5 movement speed, da, toată lumea. Coai, vezi că a primit Narca Sazin. A primit minus 5 movement speed. So, calmați-vă, că am primit mesaje. Ha-ha, vezi că ți l-a nărfuit pe Casa înainte de sezon. Ha-ha! Nu, da. Nu e nărful de trebuie. Ți s-a întâmplat cu ulta lui Jax? Pur și simplu, acum Rageblade-ul funcționează cu ultimata lui. Adică, știți foarte bine că Rageblade după ce îl stachezi la a doua bucată, da, practic dă o lovitură și la a doua lovitură dă încă o lovitură în plus, da? E bine, acum acea lovitură în plus, exact ca la W-ul lui Vayne, se pune ca și pasiva lui Jax. Adică Jax în loc să dea 3 autoatacuri cu Rageblade-ul, da, activ, ca să-și procuiască pasiva, adică un fel de W-a lui, dar pus pe pasivă,
pe ultimată, pe pasiva la ultimată. Acum Jax cu Rageblade va trebui să dea două autoatacuri și dă în continuu pasiva, da? Un hit, pasivă, un hit, pasivă. Și dacă tu ai W, practic W, pasivă, W, pasivă, non-stop. Aia e, Kai. O să târzi mult de tot. S-a luat toată lumea. Ce zi de nerful murde. Da, bă, ăla chiar a fost o balansare, pot să zic, da? Da și mie, te rog. A, tu nu ai cablu? Nu. Nerful murde, pot să zic, a fost o balansare. Încă e super bun Mordekaiser, da. Dar l-a făcut playable, adică gen versus el. Înțelegeți? L-a făcut super ok. Mazelul face live în seara asta. Nu știu, când ajunge acasă, dacă vrea să facă, probabil... Adică gen, urmăriți Discord-ul, dacă... Faci mă live când ajunge acasă? Nu știi. Hm? Ce? Faci live când ajunge acasă? Întreabă lumea. Păi când ajung, bărule. Dar ideea e că nu știi când ajunge acasă, în seara asta. A, ce problemă dai? Ce? Gata? Cred că ți-ai ieșit ăla pentru o secundă sau ceva. Ce este nerf frumos? Am zis mai devreme, mi se pare că l-a balansat. Dacă sunt gold drain, două zile o să o iau de la capăt, da. A intrat ieri. Ce am intrat ieri? Ce? Nu, a, cred că vorbești cu altcineva. Unde văd nerfurile de la Riot? La prima pagină, bine, aici sunt pe Rusia, pula mea, și e pe aici pe undeva ăsta, parcă. Pula mea, nu știu, nu, uite aici. Da, aici sunt nerf-uri și chestii, da, eu sunt pe Rusia. Tu intră pe Ione. Jope, salut frate. Nu știu dacă te-am pronunțat bine numele. Da, mă zilul e gen acolo în pat, pe laptop. Că am fost plecați astăzi undeva. Și că a fost, a rămas ieri la mine acasă, dar acum o să plece acasă în seara asta. De ce nu mai joci Diana? Nu știu. E bună, dar nu. Nu știu, nu a fost pentru mine. Ok, stai să punem și win loser-le aici. Avem un win în plus pentru că ne-am jucat off stream și am bătut, am rupt. Da, le aveam pe OBS-ul vechi. Aveam 19-3, nu? 19-3. Am avut 18, am pus eu, da, 19-3. Text Adsors, practic e 23, front size, done, hai mai undeva pe aici, e ok chat așa? Cred că e ok acolo, să le punem acolo undeva. Așa. Salut, salut. Ce părere ai de Diana cu Dark Harvest? Nu știu cât de bine procuiești tu Dark Harvest-ul. Prefer Electro. Deci fata pentru jucător începută de casa din. Să vezi să farmezi din toate match-up-urile. Cred că ți-a ce mai bun sfat. Să te uiți mereu la mana de la ultimată. Atunci când stai în fight-uri, iar vei juca casa din și tari... Nu, mă joc casa din mid, normal. Atunci când intri în fight-uri, nu intra niciodată cu primul stack de ultimată. Primul stack pe ultimată e cel mai useless la casa din. Și în early și în late, ok? În early, eu înainte să sar pe mid lane-ul advers, îmi stackez ultimata o dată sau poate de două ori. Înțelegi? De sar cu ultimata de 200 mana sau cu de 400 mana pe ei. Ok? Nu sar niciodată cu aia de 50 mana. Dacă să vorbim în mana și chestia cu primul stack de ultimată, nu sar niciodată cu aia, pentru că e useless un dat de mici. Salut, Inter. Înțelegeți ce vreau să zic? Bă, nu uitați, da și voi câte un live era să zic, da, câte un live, bă, vezi. Abia așteptăm ultimata lui de demis sau ceva. Man, ultimata lui Kassadin, sorry, same.
banăm Vladimir. De obicei pe mei nu o să baneze niciodată Vladimir, pentru că dacă să mi se baneze casa din sau să mi se ia, iau Vladimir, înțelegeți? Da, așa. Ok, acum nu știu. Da, așa. Aici dacă nu l-am pe Vladimir, îmi banează casa din. În campioni ăștia mei nu prea am niciun pic care să-l bată pe casa din. Pe casa din, pe Vlad. Înțelegeți? Adică dacă mi-au Casiopea în Vlad, îl nenorocesc pe Vladimir pe lane. Îl dezintegrez, chiar dacă are Q-ul ăla. Casiopea am range-ul mai mare și mult mai bun. Înțelegeți? Dar aici nu am campioni. Așa cum opriți cu un damage. Atunci când îți dai râu efectiv în el, gen. Ăla-i damage-ul. Băi, Winter, mă, dar ce dracu lucrezi, mă, de să dă non-stop? Stai pe toate cut-ul. Oh my god, mi-a la casa din, feels bad, man. Probabil o să iau Irelia. Mergea pe ăsta? Hai să vedem face să răzgândește, nu s-a răzgândit, mă, băgați-i pula în el. De imediat ți-a răsit unele pe casa din. Ia, e un mic de Irelia aici cu Ignite. Așa, okay. Astea sunt runele fără pe depoza, astea sunt runele de casa din, că mă joc cu teleport și joc destul de save și joc la farm. Cam astea sunt runele atunci când am un matchup super greu, cum ar fi Syndra, I don't know, Talon, la fel un matchup super greu, știi? Chestii de genul, chestii cu range, asta mi le iau. Și în celelalte, acum asta să le schimbăm noi aici, celelalte mi-au Electro. Mi-au Electro, o să ți-l arăt și pe celelalte, dar acum nu pot, din păcate. Pentru că, na. Am mine și eu așa. Că ar fi bine. Ok. Let's go. De ce am luat? E contul pe Rusia. Am smurf-ul pe Rusia. Ultimul meu smurf, să zic așa, senpai, te pup, like, uite, băiatul tot mai adunat 10 lei doar ca să dați cu toții like, dați și voi câte un like acum, uite, măcar în semn de respect pentru el, o să apară în curând pe ecran, ajutați puțin că o să apară și pe ecran, dar eu practic văd fără delay pe chat. Ați acolo un sticker frumos, uite, acum a adunat băiatul acolo, o să trească să modific, să mai fie aia, nu. Uite, casa din ăsta are fleet. Două. Un matchup cu Irelia. De obicei un matchup cu Irelia vreau să-mi iau Electro. Îmi iau Electro pentru că de la level 6 eu știu că bat. Înțelegeți? W-ul ei reduce magic ăsta, zi-mă, Dani. Physical damage, înțelegeți? Deci practic Irelia nu are absolut nimic ce poate să-mi facă. Ăsta la alt zi-mă. Stați puțin. Ok, ăsta la alt, pasiva ei, dacă nu are pasiva stacată la fel, nu are ce să-mi facă, am ultimata să pot să mă oferez de E-ul ei, so, e super bine, știi ce zic? Doar că, da. Cred că ești că cel mai mare counter al lui Casadin, până acum cele mai mari probleme le-am avut versus Talon. Versus Talon am avut cele mai mari probleme, nu reduce și magic damage, nu, au luat nerf, reduce doar ăsta physical damage, atât. A luat nerf ăsta special să nu se mai joace pe mid, gen cum mă joc eu acum. Pog, adunat și Georgiana 10 lei pe chat. Like sau votai? Ați auzit, mă, dați mă câte un like acolo și un sub. Mersi de donație. Mersi de donație. Donațiile de pe Super Chat nu cred că este să vedem mai sus. Donațiile de pe Chat nu se adaugă în gol, dar oricum banii sunt folosiți pentru scopul ăla, deci mersi mult.
cele indicate. Catena e top lane, pentru că e smurf, ea m-a întrebat dacă o las mid, i-a zis că bă, nu te las mid și s-a auzit top lane, a avut probleme. Puteam să mă duc eu top, dar vreau să mă joc doar mid, chiar nu mă interesează. Deci, gen, ideea e că să oricum se existează ranked și pe mine, mă interesează neapărat win-win. Dacă eram super tryhard și vreau să fac mai mult win-re pe contul ăsta, dacă da, mi se bădea ca Sadin și aveam un OTP de Catarina smurf în echipa mea, îl lăsam pe el și mă duceam eu top lane, nu era problema de asta. Dar eu vreau să mă obișnuiesc să mă joc... Să mă joc mid non-stop, înțelegeți? În toate match-up-urile. Georgiana încă 10 lei, Dani love you. Probabil se referă la tine, Mazilu, că dacă se referi la mine, ești rip de la Madalina. Dar, da, e clar de la Mazilu, nu. Dai seama. Dai să primesc bani să zic că te iubește ceva, forță. Mai donați, că îi mai zic, nu-i problemă. Nu-i problemă. Ok. Băgăm astea din lansat destul de low. Pe mine m-au lăsat minioni în ultimul hal. Oh, yeah. Oh, are fizic jungle, do. Nu ar fi o problemă ta mare. În gen e fear ăla atât. E deștept ca Sadin. Oh, shit. Oh, deci eram sigur că nu e o problemă așa mare. Un fear a trebuit să-mi dea, bă. Bă, băiatule, un fier. Bine, mă bucur că nu l-a casat din. Fuck. Use the jungle. La mine. De ce tu? De ce n-ai fier și nu mi-ai dat gang la level 2? Ai, rip. Mamă, ce șmecherie. Vă place voi ce face Cora Potion? Mamă, ce șmecherie. Wow, înțelegeți toți, nu-i așa? Ok, bine. Am testez practic eu-le pe casa din asta, chiar sunt curios. Probabil o să împingă și pleacă bază, nu cred că mai prindem. Eu nu mai am stun-ul, de-aia okay. Pleacă bază. Ok. Da, a fost vina mea acolo, că trebuia să mă aștept să primesc gang de la ala. Da, e guys. More attention. Mare chestie nu e că deja am recuperat CS-ul și tot, n-a luat ăla kill-ul. Dacă l-a casat din kill-ul era nașpa. Mazilu Sugar Daddy, încă 10 lei. Păi? Mazilu Sugar Daddy, poc! Holy fuck! Mersi de donație, do. Mersi mult. Ah, come on. Am crezut că se bate cu mine instant. Și de obicei așa le fac la toți și baituiesc cu ăsta. Da. Feels bad, man. Îi mai dăm puțin damage și cu ăsta, nu? Holy! Eu am full stack-uri, dar... Ok, că mai ținut full stack-uri. Fuck. Vrei să-l prindem? Ca asta din nu mai refresh, parcă de așa. Oh, fuck, ce prost am dat ăla, guys. Yuck. Stai pe Vega? Nu, no, vrea să-mi dea... Vrea să-mi dea cea mai probabil Ignite, I don't know, nu știu. Care nu joacă în general bad ăsta. Doar că am jucat eu slab. Adică am jucat eu mai slab. Mă rog, acolo la early level. Nu, acum și mai devreme putea să-l bat înainte să vină Fiddle. Și mi-a dat ateu. Am dat ateu super pe Vega. E bogată Georgiana. Da, băieți, vă faci o fată în donații, come on. Acum v-am adăugat donații să open card și prin PayPal, acum n-am. Problema. Vezi că acum poate scoate de undeva 50 de euro. Ah, ce ar fi, mă, ești prost.
Când 50 de euro iau pe mașină la bătaie. Așa, friendly, gen. Da, okay. Un ox scos, nu? A. Of course! A. Aaaa, deja mă disperă ăla, mă enervează. N-am chef de babysitter. Am crezut că supraviețuiesc cu biscuitele ăla, de-aia mi-am dat și flash-ul de-aia. N-a fost să fie. Agresiv băieții din Diamond, nu? Ce vrei, good flash, am, deja m-am... Am spus de ce l-am dat. Chiar am crezut că, gen, am crezut că mă ține biscuitul ăla suficient cât să mă mai activeze încă, cât să pot să mai activez încă în Cora Potion, pentru că am alea din rune. Practic, gen, când eu când activez Cora Potion, nu? Îmi dă instant, da, instant îmi dă, îmi dă heal. Încă 10 lei, dați like, bă. Hai, cam am băieți, am mai donat încă o dată, nice cannon, by the way. Hai, doamne, doamne. Aaaa, vin după tine special să-l numărăm pe ăsta. Nu am nici cancere. Unde nu s-a acolo încă. What? What? Ah, vine Casalin la mine. Ok? O să sară Casalin pe lucrurile. 4 secunde am stat, nu? Dar n-am putut să vină botul mai repede? Nu. No. Și eu îi prind și pe ăștia, bă, dar în cine de bădă, nu? Come on. Bravo, Dani. Hai că uite, te-ai răscumpărat. Oh, Pepeca! Bă! Mulțumesc. Bravo. Easy. Gata. Ok, băieți, sper că acum... Gata, s-a pus. Gata. For the stream, for the boys. Ia uite pe Fidel. Bă, dar ăsta, bă, ăsta n-are casă, mă, băiatul. Păi n-are casă, că... Oh my god. Ilerea a zis că-și bagă pula mazilul, no hate. Trou. Ți-a furat quadra-ul, da, fix de asta mă plângeam eu acum, sunt recunoscător în plumă că mi-am putut să-mi revin în Mihai. Wait, what? Oh my god, deci efectiv feed-ul ăla... Oh my god. Forță. Hai. A? Forță, papa a primit dragon. Sau n-am nicio treabă aia, nu știu. Îl ia ăla. Îl ia Fidel singur, cred. Catarina oricum, Catarina e ok, bate pe ăla. Era freewind dacă era versus nasul ăla săracu. Dar oricum și vedeți casa din, pe mine mă fute la creier ăsta. Ok, hai să lăsăm wave aici. Ok, iar vine ăla dinspre boss site, yay! Acum aș dă flash-ul peste perete, dar aici și până aia. Da, pe iar e căcatul ăla de... Explege. Aaaa! Hai, bubot. Frumos! He is dead. Ia dacă poți. Nu, ia kill-ul. Hai după ăla, hai după ăla. Băi! Au, nu știu că e rău, sude. Azi. Ia oricum am trec înapoi pe mine. Nu, a dat planta de aici. Stai așa că e la mea. Oh, unde e? Kek? Kek? Fuck, au, deja dublu eu. Oh, fuck.
el trebuie să fund asta. Da, e super, e super bad casa din ala și mă și, mă și enervează că pe efectiv face niște kill-uri așa în pulea. Chiar, chiar mă enervează, ratatul. LOL, Hellboy, mersi frate, welcome, welcome Hellboy. Da, unitate, dacă vreți să deveniți membri, 4 lei nu iau avere, aveți acolo emote și chestii pe chat, bla, n-au făcut de modă și pot să mai și urmeze, bine, cu timpul, cât deblocăm noi sloturi. Acum nu vă mint, avem un slot deja deblocat, doar că uite că nu am avut timp, chiar n-am fost acasă mai deloc să aibă timp să le fac. Wait, what? Mesaj retras? What? De ce s-a... Cum a putut mesajul de membru să se retragă? Ok, Georgiana și-a upgradat membru, nice. Da, da, este în bar, măi. Da, mă, n-ai, nu dai pe. Mihai, ai dracu, voi? Schemă, frate. A, practic mesajul ăla de membru e mesajul lui când îți iei membru și poți să-ți dai retry la mesaj. Aaaa. Că ai luat membru, mai te faci cacere. What? Aia, stai aici. Sar pe ei. 4, 3, 2, 1. Om! Coaie, vă urăsc! Vă urăsc! Nu am nici vă urăsc. Nu mă, casa din ăla nu e obligat să meargă nicăieri. N-are bot inapt. Cum pot mări cursorul pe LOL? Alt, da, ești aici și ăsta e cursorul. Bă, știu setările până și în altă limbă. Pă de rost. Salut, Rise, mid sau top? Mersi. Mid. Asta e missing două, dar slabe șanse să crede că e pe bot. Hai să mergem iar. Și efectiv fi de la acum asta numai pe bot. Hai să fie dragon. Îți mă mut baza neapărat. N-ai, du-te și hai să fie dragon. Na, se n-ai moartă. Trebuie să joc în top side. E bine că pot să pușez repede, băieți. După aia să mă duc la Drake, da. Ok, să vedem ce acela. Aaaa, mă joacă, bă, ăsta joacă la build-ul de recomandat și-a luat și buții de cât de râ. Aaaa, ce nervant, și e super nervant când vezi pe unul așa. Cred că e exact ca pe tine, când vezi pe unul cu tir și vai de morți lui. Nu știu să fac un build. Nooo! Nu pot să cred că am fost blocat. O să se întoarcă la un moment dat. Eram sigur. Casa din nu a venit. Păi normal, ăla nu... Bă, o să mișcă! Să vine, dar am pus ori să a. Na, a. Da, nicio treabă n-are. Trebuia să-și am pula aia până și te... Boss? Pa drum. Stai, că a venit tot neamnul, că dai ei. Bun? Ba, nu mai putează că m-a stacat nasus. Eu și Katana nu cuci în abilități. Tot mortul că ăla s-a încurcat în abilități. Oh, mamă, și-a dat și scurt pe aia. Da. Nu e, nu răspund ăștia, nu mă mai bat.
În jucător. Nu răspund, ai noștri, te rog. N-au semnal. Degeana, încă să cele Arti cel mai bun player. Mai că mă, cel mai bun player. Te uiți la mine și îmi donezi mie și zici că Arti cel mai bun player. Rog, mergi mult de donație, da. Come on! Nu-i frumos. Come on, nu-i frumos, dar de asta nu se fac. E... nu-i ok. Înțelegi, nu-i ok. Uite încă o dată donația. Nu-i ok, nu-i ok. Pe ai părusea normal, 46, 40. E bine. N-a fost. N-a, că vin să dăm tower atunci. A, of course, bă, da! Aaaa! Să-ți vine și Catalina. Nice. A, tipul wow, Robert merge de sub. N-a început să dea așa asta. Am eu very fucking dead. Nah. Ah, fuck. O secundă și cred că luai heal de la Nami și tu. În... ajungeai aproape de ea. Pe Gary dracu. Doamne, aia crezi că îi face ceva lui Casa din pana aia Sena cu... Sena-n pula mea, Sena. Ei, nici n-am văzut-o când a murit. Doamne. Să vezi că luptă la de 6. Te acolo, că te ajută boscheții. Așa mă, Catalina. Of course! Of course! N-ai mărit, nu? Nu, și-a dat ultimata, a zis, tata, lasă-mă-n pula mea în pace! It's a hater, man. It's a fucking hater. Aici, dacă am prost, guys, că s-ar putea să vină... Gata, s-ar putea să vină Casa Din și sunt super low. Mai mă, și noi. Vorbește cu, mă, da... Georgiana. 1 avem să punem, atât, 1. Restul ne mai avem nevoie, practic, a dat hell. Nu, doar hell a dat, tot doar ți-ai mărit ăla, deci a dat hell. Deci, practic, ne-ar mai trebui încă 14 membri noi. Că odată la 15 membri, după un punct, spune. Trebuie moji cu poc pe asta, că cred că asta o să fie modul nou. Wow, ok. La, pe Catalina e super, super fit, știi? Ăla în Casa Din ți-am zis, Dani, să bagă cu prima, da, primul stack de ultimată, dar tu efectiv... www.probiz.net. Dar nu, ăla e build-ul ăla recomandate, ce are el și în ordine acum și-a luat-o, e build-ul de la recomandate. Știi unde mi-a dat seama? După buți. Că ăștia nimeni mai buți decât de râ. Își iau, îți iei ori situațional buți. O fac. No! Ah, ok, mi-a dat flash doar stank is asta. Ward flash. Pepe hands. Am puțin lag, că dau combo cam ce. De fapt voi descurcați-vă acolo cu mâinul ăla. Nea, bine, bine, bine. No, uite-l. E ghintar, man. Mama, trebuia să-i dai 1000 gold. Hell, 12 lei. Oh, stai. Of course. Doamne, ce prata! Cum să te... Aoleu, cum să-ți ratezi ultima ta? Era lângă mine, Dani, și... Ok, stai imediat că văd acum ce e hell, te pup, mersi mult de nație. Oricum o să apare și acum pe ecran. Oh, la mine. Forță, dacă mă mișc.
Vreau și eu hashtag respect study. Ce? Ce? Ok, el. Ok, cum spui tu? Ce căcat ți-a zis? Nu știu. Tractora și tot s-a înviat. Altcineva care a petrecut foarte bine de revelion, te pup, frate. Dar tu cred că ești băiatul care i-a făcut modă banner, nu? Sper că îți place. Adică, dacă ești tu. Ce regine joci? Pe Russian Diamond. Salut, cum se numea cel site care a făcut un concurs? XY Gaming se numea. Concursul cu 50 de ani. XY Gaming se numea. Oh my god! Of course! Nu a avut suficient heal. Na, nice. Ok, nu contează, îi bateți voi. Ce mai ziceți voi aici, bucat? A zis că vrea spam respect. Respect Arti! Ok, respect Arti. Mersi mult de subscribe, pop. Robert. Bă, vă plăcea chestia asta de la subscribe și chestii că, gen, imaginați-vă că nu m-am chinuit aproape deloc. Sunt de la Streamlab by default. Înțelegeți? Pentru că am căutat un nou site de unde poți să donezi, ca să donezi și cu cardul și astea. Pentru cine, mă rog, pentru cine mi-a bineînțeles, să mă ajute, gen, nu e. Da, multă lume, adică, gen, cei care îmi donau așa, era practic donator de ăștia daily, cu câte un euro, cu plan, cât avea și oameni, știi? Ideea e că majoritatea donau după card. Mersi unde sau. Majoritatea donau după card și toată lumea, bă, noi, eu n-am PayPal, știi, dar vreau să donez cu cardul și prin super chat, gen, oricum, mersi Diana, Diana, Georgiana. Mersi de astea de donații, dar imaginați-vă că prin super chat se iau super, super multe taxe, știi, și așa e mai worth să mai... De acum la Streamlab chiar nu știu dacă e mai urs sau nu. Bine, mai urs când vin mai repede. Mersi mult de subscribe, mă. Băi! Ok. Mersi, Daniel, dacă tu crezi asta. Te pup, frate. Sunetul la donații, ba da, am eu alte sunete, deci fii, imaginați-vă că ăsta e singurul sunet de la donații, de la Streamlab, eu nici măcar nu l-am adăugat, ca să înțelegeți. Deci sunetul ăsta de la donații direct de la Streamlab, e cred că cel mai basic sunet posibil de la donații, toată lumea îl folosește. Dar nu am găsit altul fără copyright, pentru că majoritatea erau cu copyright, frate. Și îmi blocau live-urile și nu mai puteai să ne mai vezi, asta era super nașpa, înțelegeți? Și de asta am căutat. Da, o să mai caut, promit, că nu mă opresc, o să mai caut. Bă, dar aruncă la toate abilitățile posibile cu aia. Ok, ăsta în spate, Dani? Ah, ok, mă rog cu aia. Gata, m-am întors. Scuze. Aia am în partea asta, Dani. Am la... Tu vezi că te mai citiam? Nu mă ține. Bosule, stai cu minte. Na, cred că e suficient aici. Ok. Oh my god, Dani. No. Okay. No, avem și asta, hai să nu mă stă la bară. Stai, ce ai donat sau? Mie nu mi-a apare nimic, nu știu. Nu știu. Stai că vedem, poate cu delay, cu limba. Nu știu, e prima dată când folosesc Streamlab. Vorbe serios, e prima dată. Să vedem. Da, te pup, tractoraș, dacă nu am mersi super mult. O să apară oricum pe ecran. Stai că așteptăm. Super banner ăsta. Nu apare. Stai un. Oh, wait, what? Fucking Inters.
Nu știu ce super banner. Nu mai apare nimic. Ui. Cui de la fac? Pierdut dragonul că se crede pe Dumnezeu la... N-ai pe Pega, dar... Mie așa să mă duc, că murim. Da, murim și noi. Doar dacă vine unul cu T1, ok, și-a ratat ăla ru. Na, tot a gata. Da, cred că putem să facem contest. Deci nu mai a fost și OBS-ul. Da, facem contest. Oh my god. L-am luat. Oh my god. Am încercat să-mi dau niște damage. Fa, pula. Am luat dragonul, boss. Da. Ia vezi pe Discord, ok, intră tu așa, mi-a frate, mă uit. Stai puțin, că rezolvă imediat, trebuie să... ok, hai că mă uit acum, ia să vedem. Stai puțin, că e prima dată, un singur băiat m-a dat înainte. Un singur băiat, atât. Nu mi-a pus nimic. Nicio... cum e zice? Nicio de-asta. Ia vezi, ți-a arătat vreun ban? Dacă nu ți-a arătat niciun ban, nu cred că s-a pus ceva. A, pe acolo... Păi tu n-ai dat încă send. În dreapta ți apare ce ai trimite, gen, cred. Adică nu ai trimis încă. Știi ce zic? Că gen, am uitat în dashboard să văd dacă ți apare acolo, gen, că ai donat ceva, știi? Și n-apare nimic. Hai, tu cu asta, cu asta. Ce, n-are grad de membru? Da. O să-i dau eu pe Discord. O să-i dau pe Discord cu tine. Dar tu stai niște bossule, gen, vezi întâi dacă ți-a luat banii, pana mea, să nu-ți fie banii era. Poți să-ți doar membru și pentru mine, pana mea, e suficient. Stai niște. Fii acolo, să dai acolo, e multă pe chat. Frumos, știi? Da, mamă, dacă de puțin a stat. Ah, what? Mamă, da. L-ați dat? Sincer, eu am avut impresia că s-ar toți pe tine. I-am oprit acolo? Da, aia așa. Nu chiar, dar este lucata. Iar. Bravo, cata. Eu mi-am dat toate pe ăla. Pe zi-mă cum zice. Pe nasul să-i dau reset-ul prostul ăsta, știi, să văd dacă faci ceva, că altceva. Am înțeles, dar tu ai donat acum cu PayPal, că ce-mi ținești, mie nu mi-a apărut absolut nimic. Vezi dacă ți-a luat banii, că uite, eu mă uit în dashboard aici să văd dacă ți-a luat ceva. Oh, tracturaș, ți-a luat membru. Pog, uite frate că la mine te las. Că la mine e special, boss-le, zic eu. Ah, come on! Aproape că l-omoram. Vezi, frate? Băi, la mine pe canal e ceva special, mă. Vezi, aici ești dorit. Te dorește canalul. Oh, hai să terminăm meciul. Un poc. Mersi mult. Era să-l bat pe... a rămas super long. De-aia că m-am gândit că dacă-l bat e mult mai easy. Nu, ma. Pentru că Catarina asta e așa super ultra cookie. Și o să pierde în cauza ei. Ah, by the way, Sena n-a fost în stare să-i mai dea atâta, 100 HP. Aia a fost nașpa. Da, ok. Vreau să mă bazez pe voi. Că sinapți. Mersi de sub. Ah, trătuiesc, ok, nice, mersi de sub. Da, sunt din două ochiul. Ok, hai ca sa ma cuzitit un pic de tot la joc, ok, băi? Nu cred aici fost procent, dar gen sa fiu mult mai focus aici. Mănâncă, ați avocat ala cam tot, dar... Bă... O, dă-nțumă. Da. Ha!
Și am crezut că-l iau. Da, și am crezut. Că s-a închis ecranul, știi, nu s-a mai văzut acolo. Când ai dat activata. Era... Faza aia era, băieți... Era Ligid Darna. Era poc faza. Și eu a trebuit să-i dau lui Seran cu 40. Blue Buff, ăsta Red Buff, în pana aia. Chiar a fost. Ca să iei pe aici, random, nu înțeleg ce faci. Da, știu tratura ce zic, frate, gen, ideea e că... Ba, uite-o așa, luaia, ba. Oh my god. Ăla de era PP, acum aș bate pula oricine. Da, mai pe ce. Are zonia, da, da, are zonia. Ba. Mai păcate, am rămas doar noi doi. Lasă-le Drake-ul ăsta să nu ne spune cine de noi doi. Mamă, dacă mi-ascultam numai colorile alea de baronau, n-o fac. Ce cac e fidel ăla, asta. Da, uite. Da, ideea e că sunt slăbuți, dar sunt slăbuți în ambele părți. N-ai ce să le facem, trebuie să le cedăm. Oh. Oh, l-am prins. Da, bineînțeles că aveam silence, dar nici nu puteam să alerg. Oh, poc, îți fost donație, frate. Un euro de la Georgiana, better midwin. De pun, Georgiana, mersi. Mamă, da. Credeți-mă, gen melodia de la Lazio, eu chiar trebuie să o schimb. Am auzit-o la prea, e prea basic, dar nu am ce să fac momentan. Că n-am stat mult să fac asta. Mihaiță, mersi mult de membru. Woo! Ah, fuck. For you, Mihaiță, for you. Ah, nu mai contează Mihaiță. Dacă nimeream ultimata, da. Da, să știi că n-au nici voi ieșea să-mi ba pula, bă. Sunt uitați de lume, ăștia. E fix partea aia la alta globului. E prea tare de la donații? E prea tare? Da. Acum, stați așa, cât sunt mor, că altceva n-am ce să fac, dar după aia când revin, dacă nu reușesc, ca aia e. Ok. Da, știu, gen v-am zis, nu am făcut aproape nicio setare pentru că am făcut astea noi, e al doilea live de-l fac cu chestia asta, știi? Așa vedem la donații, media, volum, gata, am rezolvat. Acum, na, oricum nu donează lumea des, dar la mine într-adevăr se ia super mult membru din cauza la emote și chestii, dar oricum nu donează lumea des, știați nici nu prea auziți. Iani Trupidu. Mai de două ori 1000 gold ca să ai. Ah, da, tu l-ai bătut chiar. Ce bine că... Da, mă, dar era câștigat. Ce lansă pe unde și asta e în descriere. Fa... Oh, încă o donație. Îmi place melodia. Mersi, Georgiana. Hai că nu sare paicul, trebuie să avem grijă la ala la altul. Mersi donații încă o dată. Stai că e bărbatul nervos. Bărbat tu, așa, nervos, Georgiano. Da? Acum omorâți 0 obie. Te-ai familia ta că nu scapi. Stau unii cu voi, hai să mergem aici pe mid. Bă, unde? Nu, cred că și casa din. Ai și casa din? Da, am auzit ultimata. Da, bineînțeles că s-a dat flash instant. Da, of course. Da, plane de baza, de asta n-am vrut să ne batem. Hai că opresc eu ăla. Așa, oh. Good job, da. Da, nu știu ce să... Pana mea, s-a intam un match ăsta, era așa de free win. Ai, pogulti, da... Mă rog,
Hai băieți, 5-13 power. Stați. Ce face? Chiar putea să-i bată. What? Chiar putea să-i bată. Pog, tractoraș, mersi de 1 euro, te pup, test. Omul a testat, stați puțin, omul a testat, mă. Mersi. Nu știu ce a fost mai devreme, dar uite că acum a mers. Ți-ai zis, l-am primit absolut nimic. Încă 1 euro de la Georgiana. Nu mai rata ultima ta că te tai, sorry. Da. Nu o să mai ratez ultima ta cu Irelia, că în sfârșit o să pot să mă joc și eu ca Sadin, Doamne ajută. Meci următor. Mi-a dat Max mesaj, stați puțin. Ok, perfect. Crezi că ceva. Te pup, Dratura și Georgiana, mersi mult de donații, mă. Bă, oameni în serie, mă, ești nebun. Salut, mă, Flore, salut. Deci băiatul care am uitat azi, cred. Unde e, mă, zi lumea, așa. Mersi mult pentru ieri. Ieri am uitat. Gata. Da, stai, mă, liniștit, mă, frate. Stai, mă, liniștit. Ce mă pornesc? What? What do you mean? Tarturași un euro. Bă, lăsați-mă în pace, mă, sunteți nebun. Bă, terminați-mă. Până aia, fiecare, dacă donează cât are și cât vrea. What the fuck? Sunteți nebuni? Cum se numește melodia? Care? Aia de la donații? Nu știu, frate, mie e una basic. Eu am donation sound, se numește, efectiv. Deci În chestia asta, în Streamlab OBS, aia pe care au auzit-o se numește Donation Sound. Deci efectiv basic de la ei, nu știu, cred că e prima melodie. Dacă cauți Donation Sound Alert, cred că asta e prima melodie de o găsești. Da, Calistru, vreau frate, intră pe Discord, call me. Da. Stați puțin, două secunde, mai ies, două secunde. Gata, mă, băieți, stai așa. Haideți că rămânem singuri. Hai să intru pe un cont pe EUNE să mă joc împreună cu voi, vreți? Da, hai dați și voi câte un like pe la început, ca să apare putem la recomandate și chestii. Sunt oarecum puțin obosit, dar nu e cine știe ce. Pe oricum, pe EUNE, mai ales în divizii mici, nu se banează casa din atât sau să ia. Oricum, ăla, sincer, a fost super shit cu casa din, dar uite și tu cât de broken e campionul. Așa. Da, de la donații. Sens, în pacate nu știu. Ziceam, here comes the money, cred că așa s-ar numi. Adică, aia e singura chestie, tu zici. Nu? Mă gândesc, hai că intru acum pe un cont și hai să mă joc împreună cu voi, să mă joc și cu voi. Abia așa să se apă sezonul, Doamne ajută. O să fie super, Caterinca. Câte persoane sunt eu? 140 acum. Oh shit. 5 euro la Georgi. Mai bine cai. Ok, s-au votat. Am înțeles, mersi mult de donație. Nu știu ce ați vorbit de acolo pe chat. Ok, mersi mult de donație. Bă, apreciez. By the way, oricum golul chiar nu e pus la memă. PC-ul pe care l-am început să dea figurii că cedează, pentru că l-am de 3 ani, făcut tot la fel cu bani de donații. Și acum îi mulțumesc la Alin, la băiatul, m-a ajutat atunci. Merge. Bun. Haideți să mă joc cu voi. Vreți să mă joc cu voi? Mersi încă o dată. Mersi mult de donații, vă pup. Te rog, frate, nu prea fac promovări, să știi. S-a mai întâmplat să mai întâlnesc cineva să-mi zic atunci direct și deja mi-a donat și pe aia semn de respect, bă. Na, știi? Gata, mai donăm și mâine. Am înțeles, nu-i nimic. Nu-i nimic, auzi la mine, sorry. Mersi mult. Hai să vedem cine joacă cu mine. Scrieți acolo pe cea. Așa, gata, sorry băi, sorry.
Da, și gen cam asta e, de asta vreau să-mi iau și un nou PC. Eu nu pot să ascult muzică pe stream pentru că mi se blochează, înțelegi? Adică sunt multe de-astea. Și gen, când o să-mi iau PC-ul, mă, o să facă stream și ea, pentru că practic o să avem două PC-uri, știi? PC-ul meu e ok încă, știi? Dar pentru ceea ce fac eu să mă chinui să, știi? E prea mult, dar așa să poți să faci câte un stream, e ok. Bun, dați-mi nume pe privat. Uite Ionuț, ok. Ionuț văd că spamează numele de o grămadă de timp. Hai. Mersi încă o dată tuturor care au donat. Bă, donați atât de multe, gen, imaginați-vă așa, eu practic banii fac în sponsor zi, atât donații n-am mai avut de ho-ho, de la Dr. Dead, îl pup, încoace. Mersi mult. Da, pe ești, bă, e contul, pega, hai dați-mă altul, mă, bă, stai mă, că eu nu ție smurf, mă joc cu smurf, nu, vreau să mă joc cu lumea normală de la mine, chiar. Nu cu smurf. Ok. Ok. Nu mai spam Alex, dacă vezi că am invitat deja pe cineva. Gen, pe tine chiar nu să te invit că spamezi, te invit pe altcineva care doar și-a scris vreodată numele acolo și sta acolo pe treaba lui, înțelegi? Dacă vrei să dau cont de GeForce Now. Nu, dar nu e vorba de PC, man, nu e vorba de LOL în sine, e vorba de toate chestiile pe care trebuie să le pornesc pe lângă LOL. Înțelegi, nu e vorba de joc. Atât. Acticir, te-a invitat cu aia, dar voi nu dați seadă, de ce? Și mai multe jocuri cu abonații? Ba, cred că sunt așa, mai multe jocuri. Am început în forță aici, de mână, o grămadă de donații, holy fuck. Ideea e că sunt oarecum cam obosit, hai să zic că dăm așa vreo două meciuri, I don't know. Vedem, hai că, bă, vă mai invit, eu vă invit, dar nu... A, frate, nu putem să jucăm mai ai. Na, rip, băieți. Nu pot să joc cu băiatul ăsta că e level 25. Pe hands. E level 25! Ne jucăm ranked. Nu mă joc customer. Customer sunt cele mai greșite chestii pe care poți să le faci cu abonații. Pentru că o să faci mereu pe lumea să te certe între ei. Ok, eu tot vă invit. Dar nu-mi răspundeți. Am revenit, de ce m-ai scos? Băiatul care intra, pe ei erai level 25. Băi, voi tot te dați nume, dar eu nu văd că... De ce efectiv nu acceptă nimeni? Bă, vă bate joc de mine? Frate, nu acceptă nimeni. Ok... Hai, nu acceptă nimeni. Vă bate joc de mine. Ok, mai lăsă pe băiatul. Dacă nu acceptă nici băiatul ăsta, dacă nu acceptă nici băiatul ăsta, invit un moderator care este pe alainte. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, bă, hai mă, bă, băieți, mă. Come on. Oh my god, ce trist. Nu acceptă nimeni. De ce mai dați numele? Ce vrei să faci acum? Să joc solo duo cu cineva. Am intrat pe un cont de smurf de aici, pentru că efectiv Dani a zis că gen face o pauză, că e super obosit. Și a zis că efectiv face o pauză. Să dăm un pauză. Da, bă, pentru cei care este divizie mai mare sau sunteți divizie mele așa, nu, Dani, știți, de asta am intrat pe un cont de silver gold, ca să pot să joc cu voi, gen, știi? Coaie! Ok, în sfârșit, mamă, e smurf, a? E smurf? Nu e smurf, level 30. Pog, go! Mamă, level 33, voi vă dați seama, non-smurf. Știți ce înseamnă asta, nu? Mamă. Deci, wow. Wow. Bun, perfect. Bă, schimbă un rol. Hai că pun eu pe junglă.
Ok, am înțeles. Ok, hai să dăm refresh aici. Am înțeles. Ia să vedem acum. Tractora, știi, ești aici la mine pe ăsta? Pe Discord? Nu ești, come on, stai să dau. Ești pe... Să-i dau gradă membru, mă, și toată lumea care și-a luat membru nou să intrați pe Discord, să vă luați gradă membru. Așa, stați puțin, că trebuie să verific două secunde ceva, ok? Stați puțin. Ce? Nu-mi telefonul aici. Băi, trebuie să fiți. Deci v-am zis că începe sezonul direct rush grav. Băi, turbo-i dăm spre master. Bine, sper să câștigăm, vă dați seama. Eu o să-mi dau tot interesul, o să fiu full focus, Doamne ajută acum. Ideea e că mi se banează non-stop campionul. Eu sunt tot pe de Casadin. Imaginați-vă că nu mă joc de foarte mult timp, adică ca să te gândești, în luni, practic sunt 2 luni, dar în 2 luni cred că am deja peste 250-300 de meciuri, am urcat un cont cu 85% win rate în Diamond 4, so am făcut multe chestii. Am făcut multe chestii, dar uite că ce spune mă băieți? Nu știu, bani Stalon, I don't know, mi se pare match-up greu, dar și probabil folosesc ăștia aici, îl joacă. Da. Da, Gigi. Ok, Kibo, mersi mult că te ocupi, Kibo, mersi mult. Ok, băi, nu uitați să intrați pe serverul de Discord, aveți link în descriere și bineînțeles să vă abonați. Ia să vedem cine nu e abonat la canal, ia. Hai să vedem câte subscribe-uri au, vin, să zic așa. Hai să vedem câte subscribe-uri vin. Să vedem cine nu era abonat. Ia stu o top. Ăsta e subscriberul meu? Pug! Băi, distruge. O să distrugă. Este așa. Așa, gata băieți, bun. Ce înseamnă POG? Față super hype. Adică, nu știu, la modul ce? Nu cred! Gen, ceva în genul ăsta, știi? Doar că prescut are într-un cuvânt POG. Înțelegi, cam asta ar fi. Cam asta ar fi chestia. Ok. Oh, nu! Oh my god! Doamne, bine că m-am mai jucat Casadin pe contul ăsta. Bine că ăsta e contul meu de smurf. Bine că doar eu am jucat pe contul ăsta. Am uitat să fac runele, mă. Bine că era... Ma... Orm jungle. Ma, mi-a dat snipe, gata. Oh my god, orm jungle. Iac. Ok, dar doar un singur subscribe, fiul lui Iisus. Fiul lui Iisus mai a subscribe. Ești în pula. Deci, cine nu mai are în clipa asta la sub, trebuie neapărat să abonezi. Bă, dacă Dumnezeu s-a abonat. Da, și Iisus, și acum a venit Fisul.
Come on. Trebuie și tu, adică ești, deci efectiv ești ultimul om dacă nu ești abonat. Deci ești ultimul om, efectiv. Moise Darius, am crezut că scrie Moise, că da, deci era epic, dacă în clipa asta s-a abonat Moise, era epic. Deci dacă s-a abonat Moise, să-mi bat pula aici, nebun, făceam ceea ce detalii aici, pe stream. Hai, păi, vă dați seama? Holy fuck! Ei, bro, cine acea de taină pe stream? Dacă s-a abonat și Moise. Uite, unchiul Hank s-a abonat, mersi mult, mersi mult de sap. Da, și la fel am citit Moise prima dată, nu? Mersi mult de subscribe tuturor, acum din păcate nu pot să mă uit, oricum vă mulțumesc și practic vă apărăți pe ecran, vedeți? Sorry că nu vă citesc numele, o să vă citesc numele la final, ok? Dacă vreți. Joci mereu cu electrocut? Electrocut, doamne... Electrocut, scuze. Așa, nu merge mai bine Fleet. Fleet merge... Deci fii atent, Fleet Footor te joci în vânduale. Sau oaie, nu știu, ok. Bun. Fleet merge în match-up-urile pe care tu le pierzi, în match-up-urile în care îți trebuie sustain, înțelegi? Iar Electro le iei în match-up-urile even, dacă ești bazat pe tine, cum sunt eu, bineînțeles, și eu să iau bătaie, sau în match-up-urile favorabile ție, înțelegi? Și cu Ignite. Dacă nu ți iei TP, cu Fleet Footwork. Și Fleet Footwork îți asigură sustain-ul. Electro îți asigură, na, posibilitatea de one-shot la level 6. Astea sunt chestiile. Adică așa o gândesc eu, pula mea. Acum dacă e, dacă e minciună, te-am mințit și pe tine. Oh, mi se pare mie să fie prea tare. Mi se pare mie, cred. Ok. Câte ore ai pe LOL? Nu știu, frate, mă joc aproape din sezonul 1. Sau dacă mă întreb câte ore am pe LOL. Dacă ai vreo 8 ani, cam câte ore de viață ai tu? Dacă ești mai bătrân, da. Bani, sper că pe unul în primele meciuri să nu se baneze ca s-a zis sau să ia. Și mai e încă o chestie, mamă, eu să sper multe la începutul. Sper să faci o figură bună. N-a fost challenge până acum? Nu, din păcate doar master. Dar sezonul ăsta cel mai probabil vreau să ajung. Mă, vreau să zic sezonul ăsta cel mai probabil o să ajung. Dar după aia vreau să zic că sezonul ăsta vreau. Cel mai probabil o să ajung. O să vedem. Hai că 8 ani ai petrecut până. Păi ia gândește, bine, non-stop, da, corect. Dar de când mă joc, suntem în sezonul 10 și eu mă joc în sezonul 1-2. Ia gândește, cam câți ani sunt. Mulți, sunt toți. Ok, trebuie să fiu atent să farmez. Aia e chestia. Și să vedem dacă jungle-ul meu, Orm, joacă în jurul meu. Jungle-ul Orm. Da, n-am, efectiv o să mă joc singur meciul ăsta. Ăla-n pe duo meu, Yasuo. Level 33 pe top lane. Dezintegrează. Oh, what? Mi-a, efectiv mi-a dispărut minionul din față. Dude. I mean, come on. Echo joacă super slab. Gen dacă se rea pe mine cu EU, deci Echo chiar îmi dă, uite, așa, exact așa. Ok, ia să vedeți aici. Ok, hai să încercăm ceva. Gata. De fapt am zis? Echo dacă se rea la început cu mine, cu EU pe mine, mă bătea. Așa n-ai nicio șansă. Ok. Ah, fuck, eu făceam slow push acum, bă, dar am uitat că n-am teleport. Uite obișnuința. Pentru că deja din Diamond mă joc în mare parte cu teleport și fleet, pentru că oamenii deja știu să joace match-up-urile, înțelegeți? Și să joc la farming. Ați văzut și voi cât de bad a fost Catalina așa că arat. Bine, a cărat din cauza că am făcut niște greșeli acolo. Dacă eram full cu focus. Cu ce faci live? Cu Roblox. Na, stai mă, Florica, tu erai băiatul care a intrat, am găsit că eu nu redă, dar... Cu Streamlabs, OBS.
Care e faza cu eu, Luca Sanin, când se activează? Eu, Luca Sanin, se activează la 5 abilități folosite, gen, practic, a 6 abilitate, mă rog, da, corect, 6 abilități, vreau să zic că după a 5-a îți dai un Q și, mă rog, în fine, whatever. După 6 abilități folosite, poți să-l folosești și are rație destul de impresionantă și de și slow. Eu îl maxez doar în AD matchup. Terminată. Ah, come on! Fuck, man. Ok. E missing echo. Dar nu s-a dus pe bot lane? Ah, bă, da, e bot. What? Ok. Nu, i-a furat ăla. Vai. Na, e și Kha'Zix aici. Hai să... Ideea e că nu știu cum joacă Kha'Zix. Hello! Hai să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos! Ce mai faci tu? Ai fost cu minte de Crăciun? Bă. Idiotie. Am dat eu invers, băga mea și pule în cap. Bine că l-am omorât cu Electro. Doamne! Voi ați văzut ce prost am jucat-o, mă? Ok, s-au dat abilități, bun. Am avut ultimata de 800, ca să înțelegeți. Și de asta am dat atât mult de meci. Ultimata de 800 de enorm de mult de meci. De ce nu mai zis W pentru damage? W nu dă damage. Ți se pare că dă W enorm de mult damage doar pentru că se scalează cu mana, înțelegi? Fiare, când eu bag în W, W gen, nu-i crește aproape deloc damage, ci crește infim, înțelegi? De asta nimeni nu maxează W-ul. W-ul e broken în sine abilitatea, nu e broken dacă adaugi în ea. Gen, e broken doar în sine abilitatea. Pe lângă că îți dă pasivă și dai magic damage pe hituri. Îți dă la 100 din mana ta missing, ok? Când dai W-ul pe cineva, ți-o dă înapoi. Înțelegi? Până la 20%. Gen, când dai pe campioni. Și plus că dă un damage super mare. E broken abilitatea în sine, combinată cu Lich Bane și alte nebuneli. Dar abilitatea așa să bagi în ea, nu e worth. Ok, hai să batem toți minionii de aici. Așa, mai așteptăm un singur de ăsta. Okay. Bă, ce faci, mă? Mă, așa te-am învățat eu. Marci, înapoi. Oh, wait! Ah, wait, el și-a dat eu peste perete. Na, ce? Na, ce greșeală am făcut. Vai. Trebuia să fug în sus ca să nu mă prindă. Aia, pula mea. M-am activat și eu. De-aia prindea mele nu că mă acces. Dacă ești handicapat ca mine și... No, acum am intat eu că am vrut să fiu kaki. De ce mi s-a blocat camera? Ok, gata. Mă jur că, gen, ca să înțelegi, am trolat prima dată că nu mi-am dat seama că Echo și-a dat un perete. Nu mi-am dat seama. Și a doua oară că nu m-am dus ca... Nu. Nu. Oh. Oh. Wait. Ăla, vă dați seama, Kha'Zix n-are cum să facă Chiori în clipul ăsta, nu? Dar Kha'Zix arată la Chiori dead. Ne stacăm rău și îl așteptăm aici. Deci îl campez aici. Ha ha ha!
Nu pot să cred că chiar s-a dus. No, fuck. Ok, să-mi dau un R aici. Înțelegeți? Așa fac de fiecare dată. Mai stăm. Ok. Nu te cred. Ce autist am fost? Lol. Oh my god. Nu mai am mana acum, băieți. Ăsta dacă ar... Acum dacă m-aș fi jucat, de exemplu, un diamond, ăsta știa că nu mai am mana acum. Dar cum mă joc aici, ăsta habar n-are. Hoi, oprește-te, what? N-am vrut să-i dau, n-am vrut să-i dau Ignite. Și că n-am vrut să-i dau Ignite, mi-a consumat și flash-ul, aia. Deci ca să faci doar cu tot ce am făcut înainte, am făcut 2000 și ceva de follower, dar m-am dat pe tot. Îmi place mai mult pentru că vreau să fac și video-uri și chestii, știi? No, băieți, nu uitați, dați și voi câte un like să vă abonați. Mai ales să fiți aici, să mă susțineți când începe sezonul. Să fiți așa și voi friendly, cum ați fost până acum, să nu dați cu hate și chestii, pentru că chiar o să am nevoie de ajutor. Oh my god, the beast, da, mi-am luat alea și mă dubaz acum. E bestie asta, cool. Ok, hai să mergem în bază, hai să luăm și ăsta prima dată, bun, așa, ca să putem să stacăm chestiile. Actually m-aș fi dus direct pe ăsta. Deci fiam, când mă joc la Electro, ignor Rodofagis-ul, nu mai mi-l iau și mi-au direct Atinu, dar în obișnuința cum mi-l am dat. Eu știu că am dat și pe Zbofi, aia. Jal. Bă, să vezi, dar voi observați super mare diferență? Eu acum am văzut. Adică curând, pentru că începe nouă sezonă. Eu acum am văzut, deci fii atent, când joc pe smurfuri gen pentru win rate, cum mă joc pe contul din Rusia care e în Diamond, da? La fel pentru win rate, să facem win rate mare. Mă, îmi farmez de rup, dacă mă joc pe smurfuri în divizii relativ mult mai mici. Observați că am un farm de tot căcatul? What? Man, ce mai probabil... Nu mă chinui. Tu ești, mă. Ok. Ah, come on, am crezut că pot să scap de el. Bine, adevărul e că mi-a luat super multe free hit-uri până am dat ultima ta. Îmi mai trebuia un level. Un level și dădeam și o calmea. Bine, hai să venim cu Rapolution ăsta că nu prea mă ajută. Și ca să ne luăm buzi. Hai să luăm încă un control ward și ar trebui să fie suficient. Ăsta trebuie să câștige aici. Da, păcat că nu mai au assist pe pipe. Uaa, te cu... Fuck, că a făcut kill. Cum așa atât în joc? Ce? Mamă, da, sunt jură ăștia în ultimul hal, am văzut așa. Altfel. Mete spamat Ryze? Personal, îmi place să mă joc Ryze, dar nu prea mi se pare așa, adică... Trebuie foarte mult să joci bine. Mă joc și alt campion, dar nu la ranked. Mă joc în videouri. Bă, unde te duci, mă? E dead ăsta dacă vine, guys. Merge? Pog. În sfârșit, gata, la level 11 în sfârșit avem și noi. Deci ultima dată la level 1, pe campionul meu, e cam XD, adică o folosesc și o dată și sal. Înțelegeți?
Da, așa funcționează, din păcate. Oh my god! Nu te cred că am făcut chestia asta. Ok? Am dancat eu câteva hit-uri. Nice. Mamă, câte luăm aici. Lol, cât luăm. O să pun controlul ăsta de repede pe perete să ne luăm game man. Nice. Dar acum mă joc pe unde, bossule? A, ce, la ranked? La ranked normal, mă joc cu, pe contul main. Vreau să dau master în primele săptămâni pe unde? Nu pe purusa așa ceva. O să dacă se apropie de... Doar dacă se apropie atât. Ok, îmi țin încă o dată ultima dată. Mamă, știu că ea pe bode să duc talpă, dar n-am ce să-l fac. Sunt curios doar cât de mici dau, ok? Garbage. Când se ia lacrima primată? Eu de obicei mi-au lacrima prima dată când mă duc direct pe build-ul de Arhanghel. Și de ce? Pentru că lacrima la un moment dat ți-o faci super, super repede după minutul 25 când dai ulti peste ulti, știi? Adică eu nu-s nebun. Eu-s nebun să iau Road of Ages-ul dacă mă joc la Roa. Să-l iau cât mai repede ca să facă stack-urile alea. Pentru că tu atunci când iei damage, gen tu când iei damage îți dă mana înapoi Road of Ages-ul. Și e broken, știi? Și practic iau lacrima după ce mi-au Road of Ages. Cam asta e. Ai ca așa fac eu. Pana mea. Eu m-am uitat la alți jucători, gen super buni, și hai să iau și puțin din playstyle-ul lor. Și oricum așa făceam înainte și mi-au confirmat din playstyle-ul lor că la fel fac și ei. So. Hai, sunt curat. Puteți să vă luați lacrima la început, nu știu cum vreți voi. Eu prefer să dau și damage, gen, adică prefer să nu fiu casat din ăla inutil până în level 16, știi? Adică gen să fiu ok până atunci, să fac ceva cu campionul ăsta, nu să-l am așa doar că pai l-am. Ah, come on! Și-a dat flash. Ah, și ăștia a murit aici. Vino la mine! Dude! Cred că trebuia să-i las skill-ul, nu-i așa chat? Mă simt foarte prost acum. Petruși câți bani făceai? Minus 1. Cum adică rank 10 ca să ne spun? Adică ce te prie? Dacă mă refer că o să înceapă sezonul, de cel mai probabil o să ajung rank 10 în primele zile. Pentru că de ce am văzut eu, cam așa o să ajung. Rank 10 e une, mă refer. Bine, am lăsat puțin la libera interpretare pentru că era prea lung titlu, știi? Că n-am mai putut să mai pune une, pentru că, na, așa global mai sunt ceva jucători ca să... Așa pe une, cam top 10. Bine, ora 2 începe sezonul. Probabil nu o să fac de la ora 2, o să fac puțin mai târziu. Bine, mă, Moise. Oh, shit, Moise. Bă, am mai... Încă unde ăsta, mă? Păi, toată. Da. Tipul ăla e... Pământ de flori, să mor eu. Oh!
Mi-a luat și culle una. Oh my god. Mâine sezon, ups, am zis mâine eu? Doamne, sunt obosit. Am dat cu Phil Bill să dai tu Insta ca să nu? Dai ca Insta kill, da, îl bați. Ce faci, mă, de acolo? Ce? Să dau acuză-mi. Acum pe Discord. Ce? A, ți-ai put... asta făceai? Da. Uite, asta testă pe gare. Nu știu prea îi dăm damage, dar nu am avut ultimata, pentru că ia uite acum. Parcă începe să dea damage ultimata mea, nu? Oh my god! I fucked up. Oh wait! Oh wait! Ok, nu se va aici. Ce-mi place? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Uga buga. Uga buga. Nu, am apucat să dau hit-ul ca să înțelege, stai, stai. Mersi. Să vedem pe asta. Gata, prea mult. Oh my god. Ne bază. Ia așa. Oh! Ce-am crezut că mă prinde. Era Verised. Ok. Ce ziceam? Până în minutul 25 vă faceți asta. În minutul 25 deja a făcut rău. Nu ai luptă statura pe ei. Și vrea să apun super repede. Da, DJ aici mă mai câștigă by default, am înțeles. Și cred că n-apuc să termin asta de sacat. Dar n-a fost... Eu practic nu spamez random, aia... Înțelegi... N-am mai cat... Băi... Îl băteam, îl băteam, îl băteam. A sărit pe ei, mă, că îl băteam. A fost super interesant. Lasă puțin, hai să-i dăm la băiat, da mă că, băi, asul a fost de unul nostru, deci a fost subscriberul nostru, hai să vedem subscriberul nostru ce a făcut, ce a avut.
A, mi trag gol 4 cu contul ăsta. Pog. Frumos. Nu mai stau. Așa. Bun, ia mă ce a avut Yasuo. Ai mă că a avut 9-1, mă. A, mă, a dat și acolo ceva de mingea Yasuo, nu? Gen... Eu zic că a dat. Tare curios cum joc Yasuo. Joc, super, super ok. Am jucat pe mine super mult. Yasuo. Chiar am jucat pe mine super mult. Sunt ok. Mai joci unul? De cât timp suntem live? Două, vreau să știu. Chat îmi spune și mie de cât timp suntem live? Vă rog. Spuneți și mie. 200 de like-uri aproape. Nice, mersi mult băieți. Hai, încă puțin. Salut Alex, salut. Salut. Oh, nice. Bă, membru de 3 luni deja. Practic când apare acolo 2, tu practic ai ideea de 3 luni. O oră și 30 de minute, o oră și 30 de minute. Bă, nu știu, frate, nu știu. Mai trebuie membri să facem multă. Dacă apare vreun membru, acum mai prelungesc stream-ul. Ai, acum, sell out time. Trebuie să vedem ceva aici. Nu mă glumesc. Am fost kind of obosit, so, și de asta am stat așa puțin, am stat foarte puțin pe stream. Pentru că am fost plecat și am fost cam obosit oarecum. Dar ia să vedem, am făcut 20.800 de subscriberi, să zic membri, aș vrea atâția. Nice. Bă, sper că v-a plăcut clipul. O să scot un clip. Da, mă, downhill glumea, mă. Fiți atenți, o să scot un clip mâine dimineață. Că m-a spamat lumea. Clipul e memă. Pentru cei care m-au spamat că și-a Nerf Kassadin. Ok? Deci pentru cei care m-au spamat că și-a Nerf Kassadin. Special pentru voi fac asta. O să vedeți titlul de mâine. Nu știu ceva, o să fie oh my god! Kassadin Nerf! Nu o să-ți vină să crezi ce Nerf a primit Kassadin. Exact, nu o să-ți vină să crezi. Hai bun. Bun, acum că au ieșit toți, cum să zic așa, toți ăștia de, na, ok, așa, în fine, acum că au ieșit toți, proiectorii ăștia stau să ne ia nouă premiile. Ia uitați câte rupuri, Herbert, fost acolo. Hai că vă mai dau astăzi, mâine nu mai fac niciodată asta. Am făcut câteva zile la rând, Mystery. M-am dat câteva zile la rând, dar astăzi este ultima zi. Știu că voi n-ați intrat pentru Mystery, și de ce? Pentru că n-am pus în titlu. Corect, mă dai? Puneam în titlu, știam, bă, am atâta lume și a intrat atâta lume că pun, că zi. Că dau mystery gifturi, că dau giveaway. Bă, da, așa avea logică, știi? Așa avea logică. Dar așa, pula mea, încerc să vă dau vouă care ați fost aici pe stream și chestii. Mersi mult la donatori. O să facem două. Deci dacă vreți să aveți șanse duble, da? Puteți să vă luați membru. Aveți timp până fac giveaway-ul la oamenii, la toată lumea, gen. Deci la toată lumea, toți aveți șanse egale, deci efectiv toată lumea, și chiar și membrii au șansă să câștige și acolo. Și mai fac unul special pentru membri. Înțelegeți? Deci unul special pentru membri, unul pentru toată lumea. Așa că... Ideea e că dacă aveam ceva de-astea insane, eu am pus cât am putut de puțin acolo. Nu știu, cred că mai era încă o chestie, dar era prea, prea, prea puțin. 4 lei, m-am gândit că, bă, dă-o dracu, 4 lei dacă vrea cineva să fie membru sau fac o chestie specială pentru membrii, bă, e accesibil la toată lumea, știi?
Adică ideea e că e accesibil la toată lumea, știi ce zic? Așa, dacă nu știu, era 10 lei, 15 lei, bă, na, adică de la 4 lei, na, adică e diferență, știi? M-am gândit că e mai așa, mai Gucci. Bun, haide, hai să, unde e, mă, unde e? Pup, gata, am pus pe ecran ăsta. Așa, bun. Ok. Cum îi dau upgrade? Dai înapoi pe vezi beneficii sau chestii și dai acolo. Mai bine pune 100, da, sigur. Și dai acolo să dai upgrade. Cred că Winter ți-a zice sau nu știu cine a mai dat upgrade, Bun. Haideți să facem așa. Deci aveți 6 egale amândoi. Hai să toată lumea, bani frumos, moderatori. Hai să punem fiți atenți, keyword, pentru cine intră și nu știi ce se întâmplă și se uită pe chat. Scrieți așa, ești special. Cât de cringe o să fie pentru cine intră și nu știe ce se întâmplă. Te pup, Alex, mersi mult de upgrade. Te pup, frate, bă, că deja e live practic de 3 luni. Te pup, mersi mult. Așa. E special, atâta trebuie să scrieți. Ok, hai să vă pun puțină muzică pe fundal. Mersi încă o dată la Alex Ivan. Mersi încă o dată la Alex Ivan pentru upgrade la membru. Și haideți să vă pun puțină muzică așa. Și să vă las aici pe chat. Bineînțeles, nu uitați moderatorii, vă rog eu, spamați, da? Scrieți acolo că toată lumea trebuie să aibă așa. Toată lumea trebuie să aibă subscriberii pe public și bineînțeles trebuie să fie abonat la mine și trebuie să fie dat like la stream-ul ăsta. Da? Bun, perfect. Nu uitați, vine video nou mâine dimineața la ora 10 cu Casadin, cu nerful lui Casadin. Sau nu, mă, nu, bag pula în el, mă, de Casadin și asta, nu. Promit eu, deci în clipa asta, deci, bă, uitați-vă la mine, nu am o de aia să fac fața mai mare, dar uitați-vă la mine. Sunt obosit, ieri nu am dormit 2 zile, știți foarte bine că am făcut stream-ul ăla, abia am dormit astăzi. Am plecat, sunt obosit, dar până mâine o să vedeți un video super interesant, informativ. Dacă nu faceți video la 10.000 de vizualizări, vă strâng de gât pe toți, da? Intrați și dați like acolo, pentru că dacă intrați pe video, dați like și lăsați comentariu, video o să fie propulsat automat și practic tu în chestia aia o să ajuți enorm. Mâine la ora 10 pe canal, ok? Te-ai trezit mai târziu, nu-i problemă, intri. O să fie un video cu o listă de campioni făcut frumos, editat de mine, cu o listă de campioni, o listă de 5 campioni cei mai buni pentru sezonul 10 să faci lupuri și după aia încă o listă cu câțiva campioni, na, pe care poți să-i spamezi dacă nu ți-a plăcut ăștia, dar ăia o să fie, gen, vor fi explicați de mine gameplay-ul după părerea mea, tot, gen 5 campioni, câte 5 minute pentru fiecare, un video de 20 ceva de minute, perfect pentru voi, știi? O să fie nice. Pentru ce se scrie? Pentru tine forever, tu ești special. Bun. Revin. Vă pup. Fuck off.
like a captive. I'm on to you. Used to paint my mind life, standing on rainbows, playing it cool. I've been fathers in ages, and I've no more patience. So won't you please? Ok, bun. Bun, băieți. Hai să vedem cine ai ales. Nu uita, trebuie să aibă abonamente pe public, da?
Denis Petca, subscribe după 5 octombrie 2019. Felicitări, Denis, dăm numele tău. Și după aia o să facem unul special pentru membri giveaway, încă un giveaway, încă un de asta, încă un mystery gift pentru membri. Deci, practic, dacă vrei să devii membru cu brilianta sumă de 4 lei, ia-ți-l acum repede înainte să dau drumul ca să te înregistrezi, gen. Dacă vrea careva să-și mai ia înainte, ok? Pentru că ideea e că, dacă o să zic la fiecare subscriber, gen la fiecare giveaway în parte pentru membri, pentru că au mai fost situații în care lumea și-a luat membru imediat după giveaway, frate. Știi? Și, na, pana mea e de căcat așa, măcar să aibă și el o șansă dacă tot, știi? Și o să zic mereu la fiecare, la fiecare giveaway, o să zic de acum. Da? Nu uita, dacă vreți să vă luați membru, luați-vă acum. Așa vedem dacă Denis răspunde, are un minut la dispoziție. Mersi, mersi de sub, Bobo. Dar mi s-a blocat chat-ul? Mai merge o să mai scriu? Am scris și ceva. Nu mai scrie nimeni. Uite. Ok, gata, și-a revenit. Sunt aici, ok, a scris. Stați că mi s-a blocat mie chat-ul. Nu, ideea e că mi s-a blocat și mie chat-ul. Ok. Stați, am găsit problema. Am găsit. Dar nu pot să vă arăt vouă. Nu pot să vă arăt. Eu am, ideea e că eu am chat-ul aici. Voi vedeți chat-ul aici, da? Da, numele de pe LOL, da. Deci eu am chat-ul aici. Și am și chat-ul pe YouTube. Și s-au bugat între ele și mie nu mai mi-a părea că scrie nimeni. Ok, cancer. Asta m-am adăugat, practic eu am 10 secunde delay, da, am răspuns în timp. Ok. A trecut un minut, dar mă, nu fi zrem până la mea 2-3 secunde. Ideea e că el a scris, dar până apare aici mai durează. Uite, de când a scris, uite, fiți atenți, a scris numele pe LOL de mai devreme, da? Uite și a scris numele. Vi se pare că apare aici? Gen, sunt câteva secunde delay între chat și faza că înregistrează naibot, uite. Încă n-apare, deci au trecut peste 5 secunde. Peste 10 secunde au trecut acum. Înțelegeți acum, guys? Uite, încă n-a apărut. Show-ul mi-a scris acum, uite. Stai numele, stai. Uite, așteptăm ca să vedeți în cât timp apare. Că nu, știu că e lag, de-aia am pus mereu un minut, știi? Că știu că lumea n-a pucă să scrie. Fii atent. Uite-te și tu. Deci dați-vă și voi că au trecut vreo 20 de secunde. Doamne, n-ai bot. Eu îi dau ad și până atunci o să vedeți că apare. Deci stăm până apare ca să vedeți cât de greu apare. Ok, hai să dau ad. Asta, să șterg un prieten. Bine, apare și mai greu. Doamne, deci e rib, n-ai botul, mă. E... N-a murit, e over. Da, nu înțeleg de ce. Îmi pare rău, îl dau afară pe Ciucaș la 2 litri. Aie. Ciucaș la 2 litri, out. Pare rău, Ciucaș. Okay. Mr. Ghost. I-am dat ad. Îl adaug aici pe privat la Mădălina. Uite, vedeți? Uite, mă, în cât timp a apărut, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi că a apărut acum. Ați văzut după cât timp? E super mare delay, frate. Ok, bun. Imediat o să facem pentru membri, dar înainte de asta... Dacă trebuie să apucă doar de ce nu apare Take My Fury. Ce să nu apare Take My Fury? Ce? Unde bă, ce? Mai exact 4 minute să mor. Na, nu, e cancer, e cancer doar. Bun, acum o să facem pentru membrii, dar că până scriu membrii, ok, supporter, o să las membrii activi. Deci membrii activi din ultimele 5 minute, așa că membrilor, băgați tare, scrieți orice, spamați emote-uri, ce vreți voi, dar nu trebuie să le spamați, doar o dată să scrieți, ok, o singură dată. Bun. Bun, hai să vă zic. Nu uitați să vă abonați și la Dani, pentru că atunci când o să înceapă sezonul, mai exact peste 2 zile, da?
O să mă joc duo cu el și o să facă și el stream. El se joacă jungle. Bine, astăzi n-a fost în cea mai bună ipostaza lui, pentru că pana mea, suntem și noi obosiți. Uite, vă dau link-ul aici pe chat, dacă vreți. Ok, hai că mă dau link-ul pe chat. Uitați să vă abonați la el dacă vreți să ne urmăriți, pentru că o să fiu și eu practic pe live-urile lui. Deci practic dacă vreți să mă urmăriți, să vedeți mai multe live-uri ale mele, puteți să vedeți și acolo, da? Și nu uitați cea mai importantă chestie, nu uitați să intrați pe serverul de Discord. Îl aveți în descriere. Stau acum pe Discord, acum văd dacă intră cineva. Îl aveți în descriere dacă vreți să vorbiți cu mine, dacă vreți să vă găsiți prieteni de joacă, I don't know, tovară, și să mai vorbiți, să mai schimbați una, două vorbe cu lumea, ok? Discord a început să fie super activ, lumea e acolo super activă și bineînțeles dacă ai Nitro Boost, intră să dai server boost, mai avem puțin și luăm nivelul 2, ok? Deci mai avem puțin și luăm nivelul 2 dacă ai Nitro Boost, te așteptăm acolo, dacă vrei să ne oferi boost-ul tău, da? Să mă boostezi. Zici ceva off stream sau somn? Au venit niște tovarăși la mine, acum eu să mă duc direct la ei. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc la Senpai, primul donator de azi, Georgiana, Tractoraș a mai donat și sper că n-am ratat pe nimeni, la noi membri, știe toată lumea care sunt membri noi, vă pup, mersi mult, îi mai așteptăm pe membri doar să înregistreze. Salut la toată lumea, salut Ștefan, te pup, salut Ștefan. Lasă frate, bustezar pe LOL. mai stau puțin la vorbă cu voi oricum. Mai stau puțin dacă mai aveți întrebări și chestii de genul, mai stau puțin. Membrii doar trebuie să puneți un singur emote pe chat și chestii, pentru că n-ai văzut, o să vă ia automat. Înțelegeți? Pentru că doar membrii activi în ultimele 5 minute. Uite, hai să punem în ultimele 10 minute ca să nu dispară foarte, foarte repede. Ce au câștigat? Câștigă fiecare câte un mystery gift. Dau așa mystery gift-uri din când în când, știi? Dar nu pun nici în titlu. Nu vreau ca lumea să intre pe stream-ul meu pentru giveaway-uri și chestii. Adică, să vă și eu, am fost 200 de persoane când mă jucam LOL, lejer, acolo, fără... Știi, vreau să intre lumea pentru mine, știi? Nu pentru... Uite, Alex e aici. Două, dar nu mai e. Uite, Alex a scris acum. Hai să-l facem eligibil. Hellboy. Ai donat Hell, scuze, am uitat, a fost pe chat. Ideea e că pe live chat. Stai mă, cam aici am. Ok, deci Georgiana Tractoraș, Hellboy, bineînțeles Hellboy. Mersi mult de donație. Văd acum Georgiana, așa, Senpai, mersi mult de donație. Laur și-a prelungit membrul. Și-a mai luat cineva membru, nu și-a mai luat nimeni membru, Georgiana și-a dat upgrade la membru, mai a fost aici încă un băiat, Alex, care și-a dat upgrade la membru, vă pup pe toți. Și bineînțeles, Hale, că și-a luat membru. Mystery gift, adică primești un skin random? Exact, primești un skin random. Nu, gen Kibo, Kai, dacă voi sunteți înscriși și îți dai seama, câștigați voi, nu vă șterg, știi? Adică, uite, uite downhill îl scot, unde Kibo la fel și Zoom Killer și Kai, gen, știi? Ideea e că am pus moderator pentru că, de exemplu, mai sunt și membrii moderatori. Moderatorilor, ar trebui să fiți și voi membri, cu aia. Da, hai. Bun. Mâine o să pornim stream-ul super devreme. Mâine o să pornim stream-ul undeva pe la ora 3, dar înainte de asta, deci pentru mâine o să fac un video super interesant la care o să muncesc destul de multicel în seara asta. Ion a fost mai devreme pentru toți oamenii. Gen, ăsta e, am zis să fac unul în plus pentru membri, știi? Dar a fost mai devreme pentru toți oamenii. La Mystery poți să primești skin-uri legendare? Normal. Așa, în seara asta o să lucrez, chiar dacă sunt obosit, nu contează, o să fac un video super interesant cu un top de 5 campioni în care o să vă explic după părerea mea cum trebuie să-i joci și așa mai departe pentru sezonul 10, super detaliat, pe cât o să pot eu detaliat și după aia, bineînțeles, o să vă mai las o listă de campioni care sunt de asemenea A-Star în sezonul 10, în patch-ul curent, bineînțeles. Sper să vă ajute super mult pentru că practic poimine începe sezonul, sper să urmăriți clipul ăla, nu uitați să intrați acolo să-i dați câte un like și un comentariu neapărat, știi? Alex Ivan pe Discord, frate, pe Discord. Acum nu o să-ți răspund, o să mă duc afară, dar lasă-m pe Discord și îți răspund mereu când pot, ok? Top 5 doar pe un lane? Nu, top 5 overlord, top 5 campioni gen overlord, știi? Câte skin-uri ai pe main? Toate. Stai că zic acum,
Scrie aici 983 de skinuri. Bun, hai să alegem, da? 11 membri eligibili, dacă practic am scos astea. Bun, roll it. Ha! Poc, a câștigat Georgiana. Bă, merită. La cât a donat azi? Cred că a donat undeva la 80 de lei sau ceva în genul. Aia că probabil aproape milionul azi. Deci chiar, cred că a donat aproape milionul azi, până super chat, până donații normale și până membru și până tot. I-a dat și lui Mădă Nitro Boost, ai. O grămadă. Bă, chiar își merită. Sincer, chiar merită. Nu zic că restul nu meritează, dar chiar merită pentru astăzi. Bun. Georgiana, dă-mi asta. Numele. Congrat. Așa, hai să ieșim de aici. Bine, ea probabil o să-mi dea numele, genul de numele pe Discord, nu mai stau acum să mai aduc pe chat. Eu o să chid aici stream-ul, băieți. Mă bucur că v-a plăcut stream-ul ăsta. Pot mai mult de 80 lei. Pum, mă, Ivan, stai mă niște, ne auzim pe alte stream-uri. Și ne auzim mâine. V-am zis, astăzi o să mă chinui cât pot eu de mult. What? Ce pula mea s-a întâmplat? Ok. Azi o să mă chinui cât pot eu. Da, gen Georgiana mi-a răspuns pe Discord direct, da, forță. Ok. Bun, de ce nu am de astea de skin-uri acolo sus în dreapta? Pentru că eu sunt partener în Riot și le-am pe toate deblocate. Revin următorul live dacă e pe de-astea. A, mă, Alex, te aștept, mă, frate, gata, mă. Pe doar așa, mă, la ambiție, la ambiție, susții și tu streamerul, mă, favorit, doar la ambiție, uf. Dacă îmi stai niște, Alex, mersi foarte mult că ți-ai dat agurii la membru. Stai niște, frate. Bun. Atunci Alex și restul ne auzim pe următorul stream. Următorul stream o să fie mâine ziua. Alex, te aștept atunci dacă vrei tu să-ți arăți supremația. Și ne auzim la următorul video, băieți, mâine dimineața la ora 10. Vă pup. O noapte bună să aveți. Și sper eu să-mi iasă video așa cum vreau. Pa, pa.